Domnilor primari, stimați invitați, sfinți părinți, dragi dărăbăneni. În calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, la fel ca dumneavoastră, știu că mă pot baza pe pompierii botoșeneni. Ne mândrim cu profesionalismul, dedicarea și spiritul lor civic, dovedite în mii de misiuni, dar și în timpul liber, atunci când au avut un semen în nevoie. Chiar și astăzi, la ceas festiv, sunt în mijlocul comunităților. Alături de dumneavoastră la Darabani, precum și la Dorohoi, Săveni, Ștefănești, Crușești și Coțușca. Evident, cei din serviciu operativ sunt la datorie pregătiți să intervină prânt câine. Pentru că, doamnelor și domnilor, salvatorii sunt la datorie neîncetat, în sprijinul cetățenilor, pentru protejarea vieții. Nu sunt mulți oameni printre noi, gata oricând să-și pună viața în pericol pentru a salva pe altora. Dragi salvatori, în numele meu și al instituției prefectului, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Nu e ușor să pleci acasă de lângă cei dragi, fără să știi ce te așteaptă, dar fiind conștienți că poate fi ultima dată când îi vezi pe cei dragi. Am văzut de multe ori pe chipurile dumneavoastră, chiar dacă îi stoviți după misiunile de vigilie, satisfacția îndeplinirii cu succes a misiunii. Am apreciat spiritul de caramalderie, dovedit când după o misiune infernală, așezați în cer pe jos, împărțeați o gură de apă și de mâncare. A salva vieți este pentru dumneavoastră ceva firesc. Respect, la mulți ani și să vă întoarceți sănătoși din toate misiunile. Doamne ajută! Ce înseamnă pompier pentru dumneavoastră? Este greu de spus. Pe o parte și pe o parte este foarte ușor. Pompier este... L-am văzut tot timpul alături de noi, este una din cele mai nobile meserii, cred eu. Am văzut pompieri în diverse ipostaze. Am văzut pompieri salvând case, am văzut pompieri salvând, eu știu, păduri, am văzut pompieri descarcerând mașini și am văzut pompieri salvând pisici. Mi se pare un lucru incredibil. Îi vezi tot timpul că acționează cu sânge rece, dar în ochi le vezi compasiunea pentru oamenii pe care îi salvează, pentru oamenii care sunt victime și așa mai departe. Este una din cele mai frumoase meserii, chiar și grele. La mulți ani lor și la mulți ani pompierului Ovidiu Jitaru, care este tizul meu și a cărui zi este și astăzi. La mulți ani! Ce înseamnă pompier pentru dumneavoastră, domnul prefect? Viață, speranță, în toate apelurile care au fost de-a lungul timpului și de-a lungul momentelor dificile din viața locuitorilor județului Botoșani, au fost în primul rând salvatori ai persoanelor încercate și nu numai salvatori, cât și au de multe ori sprijin nu numai uman, cât și material pentru cetățenii județului Botoșani. La mulți ani pompierilor, la mulți ani tuturor celor care fac parte din această structură militară deosebită. Doamnește! Ce înseamnă pentru tine meseria de pompier? Pentru mine meseria de pompier înseamnă devotament și să mă dedic în permanență oamenilor care au nevoie de ajutor și care sunt în situații dificile. În această zi specială vreau să îi încurajez pe toți colegii mei să se bucure de ea și să le urez un sincer la mulți ani.